Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. După cum cunoașteți, domnul președinte Igor Dodon a semnat inițiativa legislativă privind anularea legii ce presupune trecerea de pe umerii cetățenilor a miliardului furat. Aceste aspecte astăzi vom încerca să le elucidăm împreună cu invitații noștri, care sunt Pavel Medrighean, avocat, bună seara, bine ați venit. Bună seara. Și domnul Sergiu Ungureanu, expert economic. Bună seara, domnule Ungureanu. Bună seara. Domnule Medrighean, această inițiativă legislativă a stârnit foarte mari reacții în societate. Una din cele mai mediatizate a fost reacția speakerului Candu, care spunea că președintele nu se încadrează în parametrii legali. Haideți să vedem cum poate fi explicat, de fapt, pe de o parte această inițiativă legislativă și pe de altă parte explicația domnului Candu. Vă rog. Eu cred că este bine că domnul Candu pledează pentru cadrul legal, fiindcă noi foarte de multe ori am văzut că în Parlamentul nu ia prea în considerație inclusiv normele constituționale, când adoptă o lege sau alta. Cu părere de rău, și pot să aduc un șir de exemple. Legi adoptate la 11 noaptea, care nu știu, fără avizuri și așa mai departe. Deci, dacă e cadrul legal, dați să discutăm despre cadrul legal. Într-adevăr, din punct de vedere legal, strict legal, această inițiativă are puține șanse. Însă, noi vedem că domnul președinte Dodon a venit în campanie electorală cu această durere, dacă am putea să zicem, națională. Da. Injustă. Însă de ce să de o majoritate care habar nu are astăzi, o spunem, de nevoile cetățenilor? Cu atât mai mult a mers o variantă că, iată, FMI ne-a obligat, adică noi nu mai suntem stat suveran, este o organizație care se numește, da? Deci, iarăși intră în contextul legal, da, fiindcă noi, da, suntem un stat suveran și noi trebuie să luăm în considerație ceea ce cetățenii au delegat puterea la acești demnitari care se numesc parlamentari. Prin urmare, revenim la noțiunea nu numai strict juridic, dar politico-juridic sau juridico-politic. Iată aici, vreau să aduc aminte că și Curtea Constituțională emite hotărâri politico-juridice. Și însăși legea este o măsură politică. Deci noi zicem că aceasta se materializează voința poporului prin Parlament. Da? Deci voința. Iată că domnul Dodon, în calitatea sa de președinte, a înaintat această dorință, care este firească, inclusiv și a mea personală, care eu nici de cum nu mă pot împăca cu gândul și nu o să mă împac că eu, fără nicio vină, trebuie să plătesc pentru niște tâlhari care ei sunt astăzi în țară, nu plecați pe lună, că dacă erau plecați, le făceam cruce și zicem Dumnezeu cu dânsii. Toți sunt foarte relaxați unii și în acest timp, în această situație, deci totul se lasă pe umerii cetățenilor, este injust. Și domnul Dodon nu putea să rămână indiferent că este, în primul rând, o promisiune electorală. A doua este o cerere a cetățenilor. Dacă vedem, eu cred că mai mult de 90% ar fi de acord. Prin urmare, dacă chiar și această adresare ea nu se încadrează strict din punct de vedere juridic, păi a voinții cetățeanului, a voinții poporului, aș revin că puterea, da, aparține poporului, scris în Constituție. Deci domnul Dodon pur și simplu era obligat să o facă, să se ține de cuvânt, fiindcă aceasta este debutul, da? A debutat cu îndeplinirea promisiunilor. Prin urmare, eu consider că chiar și dacă nu va fi acceptată, chiar și dacă se uită la ea sceptic, este un pas corect, este un pas care confirmă promisiunile sale electorale. Și acest pas, evident că este acceptat de o majoritate a cetățenilor. Domnule Ungureanu, domnul Medrighean spunea ceva mai devreme despre Fondul Monetar Internațional. Foarte mult s-a discutat acest aspect, rolul acestuia în politica Republicii Moldova. Eu vreau să revin la un aspect foarte simplu. Fondul Monetar Internațional face recomandări sau ele sunt cu titlul de obligatoriu de a fi implementate?
De aici vreau să... Da, este o întrebare chiar foarte bine pusă și la punct, pentru că ar trebui să ne intereseze pe noi toți ca cetățeni și conducerea, dar și alți actori politici. Deci Fondul Monetar Internațional este un organ internațional care poate da doar recomandări. În niciun caz acestea nu sunt obligațiuni, nu sunt, nu știu, legi care trebuie primite ad literam, cum sunt înțelese de unii actori politici din Republica Moldova. Faptul că anumite elemente ale conducerii noastre aplică aceste recomandări ca lege, ca obligații, fără ca să le examineze, fără ca să le discute în popor sau să le discute măcar cu celelalte partide, cu celelalți participanți politici, deci este deja un lucru care trebuie să ne ridice multe semne de întrebare. Cu cine ține această conducere și interesele cui le îndeplinește? Pentru că Fondul Monetar Internațional nu este o structură care, să zicem, se ocupă cu caritatea. Și de foarte multe ori observăm la greșit cum se dă în anumite surse mass media ale puterii, cum că Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, vine să ne dea bani pur și simplu, iată că suntem frumoși, că mergem și facem reforme și așa mai departe. Este greșit. Fondul Monetar și alte organe internaționale, ele au strict o valență economică. Sunt anumite interese de ordin economic, politic, care trebuie să fie îndeplinite. Deci, iar interesul lor acum este ca să nu piardă, respectiv, banii cei care deja i-au investit până acum și pe care probabil îi vor mai investi. Deci, doar aceasta este. Nu este în interesul lor de a ne ridica bunăstarea, de a face ca Republica Moldova să fie foarte atractivă, doar în măsura în care noi să nu falimentăm totalmente ca să putem da înapoi anumite sume de bani care au fost luate, nu de către noi, dar de către conducerea. Domnule Drăgan, spuneți-ne, vă rog, guvernul și-a asumat răspunderea pentru acest pachet de legi. Cât de corect a fost acest pas al guvernului, pentru că până la urmă experții se pronunțau pe marginea acestui lucru și spuneau că doar în situații excepționale acest lucru e posibil. Eu am citit opinia experților străini, vă rog, inclusiv români, francezi, și nici de cum nu înțeleg cum putea să se întâmple așa ceva în Moldova. Și revenim de la predistoria. Da. Ce s-a întâmplat? A venit Banca de Economii la Banca Națională și zice, știți, la noi cam slut cu banii. Ce trebuia să facă Banca Națională? Să întrebi, de unde-s banii? Și Banca de Economii zice, știți, au luat credite neperformante și la noi s-a format o gaură undeva de 1,5 miliarde. Ce trebuia să facă Banca Națională? Clarificați-vă cu creditele, urmăriți gajurile, da? După lege fiecare credit are gaj. Și dacă cineva intenționat nu întoarce, adresați-vă la organele de anchetă, la Procuratura Generală, să tragă la răspundere. Da? Foarte simplu, trebuia să facă Banca Națională. Și noi vedem, de ce noi zicem că asta nu numai este ilegală și injustă, să vedem că actorii acum nu vor. Deci au pus pe seama cetățenilor, fiindcă cineva a profitat solid de aceasta. Ce face Banca Națională? Zice că, știți, noi v-am dat bani, dar ea că trebuie o garanție. Voi și garanții nu aveți și gaj nu aveți. Dar ea că dacă ar da cumva guvernul, ce fac? Și noi avem deja dosare penale, unde este descris și Kroll, printre altele. Da. Ce fac? Se adresează la guvern. Și noi deja avem primul dosar finalizat cu Caravita, unde este descris mecanismul. Nu știu de ce, guvernul se arată foarte generos și prin semnătura domnului Leancă, prim-ministru, se emite o ordonanță secretă unde dă plus minus, îmi pare că vreau, 9 miliarde. Întrebarea prima care este, dar cu ce ocazie trebuie să intervină guvernul pentru o bancă comercială? Fiindcă sunt mai multe bănci în Republica Moldova, este o activitate comercială. Dacă are probleme, se duce la reorganizare sau la lichidare, cum s-au dus și alte bănci până acum. De ce așa de tare trebuia să intervină guvernul? Și aici este primul pas criminal. Iată de ce domnul Dodon, foarte corect, stabiliți criminalii, puneți-i la dobală, confiscați toate proprietățile lor și a rudilor lor până la, ca să întoarcă cetățenilor banii furați. Iată că intervine guvernul și dă garanții. Pentru ce? Eu o să mai revin la o lege, da, rog, numărul 419 din 22 decembrie 2006, puțin a făcut referință, așa și se numește. Legea cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat. Eu o să revin un pic unde este descris
este o lege în vigoare, când statul ar putea interveni. Eu numai un moment o să vă dau ca să vedeți în ce cazuri. Numai în două cazuri. Articolul 27. Cazurile de acordare a garanțiilor de stat. Prima, a. Pentru garantarea împrumuturilor interne și externe destinate finanțării proiectelor investiționale care reprezintă o importanță majoră pentru economia națională. Una. Și B. Pentru împrumuturile menite achitării înainte de termen a împrumuturilor garantate anterior cu garanții de stat, cu condiție că noile împrumuturi să aibă un cost financiar mai mic. Iată că noi vedem că această ofertă a băncii de economie față de guvern, dar din dosarele penale care le avem, am văzut legătura șorfilat. Iată de unde se pornește, că noi o să-ți dăm, dar tu pe urmă devenind sau fiind administratorul băncii de economie, ai început să dai la stânga și la dreapta credite, inclusiv și dosarul Caravita. Noi am văzut că se dădeau fără gajuri, acoperiri, fără nimic. Iată de unde s-a pornit această schemă, plus încă o partidă sau a doua garanție semnată de domnul Găburici. Deci, noi când discutăm invocăm că acesta este un plan criminal, noi avem probe. Prin urmare, dacă noi cunoaștem mecanismul, da, este descris și de Kroll și de trei comisii parlamentare, da, noi cunoaștem în principiu cui au fost acordate aceste credite neperformante cu niște gajuri fictive. Deci sunt câteva, zice, procuratura zice, avem 147 de dosare penale. Păi dacă noi știm că tot acest miliard s-a format de la bun început pe o cale criminală, păi de ce noi trebuie să suferim? Noi trebuie să stabilim vinovații și cum a spus domnul Dodon și nu numai, el a vociferat numai opinia, inclusiv și a mea. Eu vreau ca cetățean să fie stabiliți toți până la urmă, măcar cât de cât o mică tangență care are, deci măcar chiar o tranzacție dintr-o firmă offshore în alta și acela să fie tras la răspundere toți, deci o răspundere colectivă, dacă vreți, sau solidară, cum ar fi, până la ultimul bănuț. Domnule Mitrăgan, eu bănuiesc că și telespectatorii se întreabă acum un lucru foarte ferm. Există mecanismul legal ca acești bani să ajungă înapoi în vestirie statului? Eu consider că da. Nu este voință politică? Și dacă eu aș fi procurorul general sau în procuratura generală, acolo sunt băieți destul de deștepți, inclusiv la CNA, și vă aduceți aminte cum domnul Chetraru spunea despre raportul Kroll? Este biletristica. Deci pentru dânsul este foarte clar tot mecanismul și cine. Nu este dat ordinul politic de a-i trage la răspundere. Domnule Ungureanu, în contextul ce spunea domnul Mitrăgan cu recuperarea, până la urmă avem și activele băncilor. De ce? Nu știm ce se întâmplă cu ele? De ce epopeea pare să fie luată în sfârșit? În acest sens, legea se aplică așa selectiv, să spunem. Da. Se omit unele puncte pe care le-a nominalizat și domnul Mitrăgan, cum că statul nu trebuie să ia asupra lui datoriile unor bănci sau unor entități care, în care statul are mai puțin de 50%, iar apoi când trebuie să examinăm deja care sunt activele băncilor, ce putem pune la gaj, ce putem, nu știu, lua, aresta într-un fel oarecare pentru a despăgubi un pic statul, iată că aici intră în vigoare anumite reguli, noi legi, cum că este în proprietate privată, este de secret și așa mai departe și nu putem să intra foarte adânc în aceste lucruri. Dar vreau să spun un lucru, că această asumare de răspundere, acest pachet de legi care a fost luat, el nici de cum nu vine să întărească situația economică a țării, pentru că punând datorii asemenea pe umerii cetățenilor, punând aceste datorii pe seama datoriei publice, imediat scazi puterea de cumpărare a cetățenilor, scazi posibilitățile de a realiza investiții în infrastructură pe viitor. Se reduc foarte mult posibilitățile de a renova școli, grădinițe, de a face centre de cercetare și alte lucruri foarte utile într-o societate și reducând aceste lucruri sau neinvestind în aceste lucruri foarte importante, cum sunt grădinițele, școlile, vom pierde foarte mult din punct de vedere economic, nu vom avea cadre calificate, nu vom avea drumuri, nu vom avea o infrastructură bună care să fie eficientă, cel puțin din punct de vedere energetic, economic și așa mai departe. Noi pierdem mult mai mult, anume din cauza că se iau aceste datorii și noi putem să luăm inclusiv și activele acele despre care ați menționat.
Spuneți-ne, vă rog, chestia asta este una foarte delicată. Atunci când vorbim despre miliard, vorbim despre instituțiile care nu și-au făcut tema pentru acasă, vreau să revenim un pic în albia a ceea ce se numește BNM. Pentru că ex-guvernatorul spunea că a înștiințat în mod repetat guvernul despre faptul că ceva nu merge bine în toată treaba asta. Spuneți-ne, vă rog, de competența cui era ca să tragă alarma? Aici nu au acționat câteva instituții. A fost un conglomerat de instituții care nu au acționat cum trebuie. Vă rog. Deci Banca Națională trebuia să înștiințeze despre aceste operațiuni pentru că se vede și poate vedea, verifica fiecare operațiune, mai ales de asemenea amploare, de asemenea mergură, poate, le poate verifica. Și să știți că în Republica Moldova sistemul bancar este unul foarte strict în care băncile sunt puse în niște condiții poate mult mai stricte decât în alte țări. Deci fiecare operațiune, fiecare tranzacție care cât de cât poate fi dubioasă sau are șansa de a conține anumite elemente de spălare de bani, sunt imediat verificate și raportate. Deci Banca Națională, nu putem spune că nu știa despre aceste lucruri. A raportat, s-a adresat la guvern. Deci, cum a spus și fostul guvernator, au făcut numeroase adresări și așa mai departe. Deci lucrurile acestea au fost făcute, așa spunem, de ochii lumii, pentru că dacă să fi existat această intenție, voință cu adevărat de a opri aceste lucruri, existau și alte pârghii. Nu exista doar pârghia de a spune cuiva, de a scrie o scrisoare și la care nu s-a dat răspuns. Nu s-a dat răspuns, trebuie să iasă mai departe, să ducă la alte organe. Trebuie să autosizeze și CNA-ul, pentru că inclusiv și CNA-ul are toate informațiile acestea. Iarăși nu s-a acționat. Și Procuratura Generală. Lucrurile au fost trecute așa cu vederea, toți s-au luat apă în gură și fac plouă, deci întreg sistemul nu a acționat. Deci, dar în principal aceasta a început, cred că, de la o inexistență a voinței politice, de la guvern. Pentru că guvernul a făcut câteva pași greșiți și nu cred că a făcut-o din neștiință. Părerea mea este că a făcut-o cu foarte bună știință, acele și acordarea, în primul rând, acelor credite ulterioare băncii de economii. Deci o serie întreagă de pași care puteau să fie oprite aceste tranzacții. Dar să nu uităm că aceste lucruri au avut loc la finele anului 2014, când erau în perioada alegerilor parlamentare și probabil existau și tendința sau probabilitatea că nu vor trece, nu vor accede în guvern sau în parlament aceleași forțe politice. De aceea se gândeau pe ultima sută de metri să mai facă ceva. Domnule Medrigan, ați avut ceva adăugat, vă rog frumos. Da, legea foarte clar stabilește. Nimeni nu vrea să citească legea, fiindcă noi nu interesează pe ăștia care sunt în parlament, pe dânși legile nu interesează. Le interesează combinația, cum se zice, fiindcă o să vă dau citire la articolul 10. Vă rog. Deci răspunderea beneficiarilor, de cei care iau bani, de mijloacele din împrumuturile de stat, da? Și spune, în cazul încălcării de către instituțiile financiare care iau cu împrumut mijloace recreditate, de către beneficiari recreditați, deci Ministerul Finanțelor, direct sau prin intermediul Inspectoratului Fiscal de Stat, este împuternicit să suspende pe cale extrajudiciară, adică nu e necesar să plece în judecată ca să suspende operațiunile bancare, să se chestreze și să perceapă în mod incontestabil mijloacele datorate din conturile bancare ale acestor beneficiari, din mijloacele din împrumuturi de stat și așa mai departe. Iată, legea foarte clar spune că, bun, chiar și voi, dacă aveți o problemă, da? Noi vă dăm o sumă oarecare. Voi pentru ce o cereți? Că noi avem, ați văzut că doamna Maia Sandu, care chipurile a votat, sau n-a votat, și apă până la urmă totuși a votat, și zice că, știți, noi am votat că era o problemă cu depozitele persoanelor fizice, da, și noi, guvernul, n-am vrut ca să pătimească persoanele fizice, dar de unde știau că persoane fizice, pe banii scris care sunt la persoane fizice sau persoane juridice, deci banii sunt pe conturile bancare. Iată că chiar admitem că dacă era o situație de urgență, chiar și neprevăzută de lege, cel care dă banii, el are dreptul să supravegheze cum se folosesc acești bani împrumutați, fiindcă zice, oameni buni, salvați-mă, vă rog, la noi, iată, e o problemă. Bun, îți dăm banii, dar noi ne uităm unde faci cu banii. I-a dat banii, vă închipuiți ce sumă colosală. Eu revin că Banca de Economie a venit la Banca Națională și zice, avem o problemă. Cât? 1,5 miliarde. Păi de ce să le dai 9 miliarde dacă au problemă cu 1,5 miliarde? Unde logica? Unde logica? Deci uitați-vă, intenția criminală, da? O complicitate deja de la bun început. Le dă 9 miliarde și nici nu se interesează unde se duc banii.
Ei ce au făcut banii? Ce au plasat în alte bănci. Plus și încă Gaburici. Deci iată, o primă responsabilitate, când noi vorbim că trebuie trasuși la răspundere toți, iată, este foarte clar Ministerul Finanțelor, prin Inspectoratul Fiscal, deci orice tranzacție, chiar prima tranșă, dacă se vedea că se duce în altă parte, da, de la banca de economie, se duce în altă bancă. Stați, domnul, dar cu ce ocazie voi, banii care noi v-am dat, vouă, v-am ajutat, că la voi arde, voi dați altor bănci. Cu ce ocazie? Deci, îndată urma să fie suspendate aceste operațiuni, sechestrate aceste sume de bani care au fost transferate în alte bănci, ca ele să nu se mai miște niciun pas, și atunci ar fi fost imposibil ca acești bani din alte bănci să plece în zonele offshore, fiindcă în zonele offshore au plecat, zicem așa, banii din alte bănci. Deci, banca de economie în alte bănci și din aceste bănci peste hotare. Iată ce trebuia să facă funcționarii de stat, în primul rând din guvern. Și evident că aceasta a fost o operațiune de furt. Furt, fiindcă toți au închis ochii, nu mai zic de acele informații a serviciului securitate și informații care de mai multe ori vreau să aduc aminte că această lege a fost adoptată de Parlament pe data de 3 octombrie. Președintele Republicii Moldova a fost domnul Timofte. Pe 4, da, deja, adevărat, a doua zi. Păi dar ce grabă? Așa sume importante de bani pe umerii cetățenilor. De ce domnul Dodon are perfectă dreptate, că este o complicitate. Au șterpelit, să mă iertați, să nu fiți atât de categori. Așa se vorbește într-un vocabular mai clar, ca să înțeleagă toți cetățenii, fiindcă toți au să plătească, care înțeleg această expresie sau nu, s-au îmbogățit cu mașini, cu case, cu conturi peste hotare și stau liniștit, lasă proștii să întoarcă banii, adică noi, proștii. Deci, întrebarea care este foarte principală este următoarea. Bun, Parlamentul respinge acest demers, da, această inițiativă. Mai departe ce e, din punct de vedere legal? Evident că aici este un obstacol, fiindcă deja și Curtea Constituțională s-a pronunțat, mai bine zis, a respins, fiindcă chipurile nu merge de o interpretare a Constituției sau contrar, fiindcă este de oportunitate și Curtea Constituțională nu examinează oportunitatea unei legi sau altă. Însă, vreau să aduc aminte că poate să fie inclusiv și un referendum, fiindcă codul electoral și Constituția prevede în ce cazuri nu se admit referendumuri. În primul rând, referitor la impozite, fiindcă ar fi o inițiativă să nu plătim nimeni niciun impozit. Evident că 90% ar vota. Da? Am susține. Și legea prevede expres în ce cazuri referendumuri nu se admite. Însă, pe întrebarea aceasta, eu nu exclud să fie prin două metode. Prima metodă de inițiere a referendumului este inițiativa populară, da, care este prevăzută de codul electoral, și a doua de către Parlament. Poate că nu o să fie în componența actualului Parlament, dar teoretic, inclusiv din punct de vedere juridic, eu consider că noi putem să revenim aceasta dacă o să vrem până la urmă să soluționăm această problemă. Domnule Ungureanu, ce înseamnă credite neperformante? Poate înseamnă management defectuos? Mecanismul acestor credite neperformante este unul foarte interesant. În condițiile Republicii Moldova, în condițiile în care practic orice creditare, fiecare din noi știm, din persoanele fizice, persoanele juridice, cam ce înseamnă un credit. Foarte mulți din noi poate că am avut și ocazia să luăm asemenea bani în credit și să vedem. Deci dacă te duci la o bancă astăzi să iei un credit, verificările au loc foarte minuțios. Se verifică totul de la A la Z, ce vrei să faci, unde să te duci, care sunt gajuri și așa mai departe. Fix așa se realizează și pentru persoane juridice. Firma care vrea să iei anumiți bani pentru o investiție oarecare sau pentru un oarecare cheltuieli, deci este verificată de la A la Z, deci asta ar trebui să fie în mod normal. Creditele acestea neperformante s-au dat cu complicitatea elementelor din bănci, pentru că fără a participa, fără a închide ochii la anumite aspecte, la anumite imposibilități de plată, pentru foarte multe firme au luat bani
să înțelegeți, mai mult decât avea în genere, nu doar capitalul social, dar și decât tot rulajul, toate afacerile care ei le-au avut pe câțiva ani. Deci au luat sume de milioane pe când avea rulaj de câteva zeci sau sute de mii. Banii acestea s-au luat fără a se pune întrebarea care este gajul, fără a se pune întrebarea care este valoarea acestui gaj. S-au făcut anumite șmecherii la estimarea valorii gajului, la estimarea timpului de rambursare acestor credite. Și iată că s-au dat special clar că anumitor persoane cunoscute, anumitor persoane care erau foarte bine cunoscute cu tema respectivă, știau cum trebuie să facă. Și s-au folosit de acest lucru. Iar acum, noi toți, ca cetățeni, trebuie să plătim acești bani, dar să înțelegem foarte bine că aceste credite neperformante care au fost date sunt doar o parte din problemă. O bună parte din problemă sunt banii care au plecat în sume mari peste hotare, au fost delapidați direct. Pentru că mai mult sau mai puțin aceste credite neperformante, într-o oarecare parte, au și rămas în Republica Moldova, doar parțial, așa că ai spune, au fost luate anumite tehnici, au fost luate anumite bunuri care au rămas în proprietatea acelor firme sau acelor agenți economici care au beneficiat de aceste credite, care până la urmă nu i-au putut întoarce și au raportat băncii, gata, noi nu mai putem întoarce banii și banca pur și simplu închide ochii. Iată, lucrul acesta este greșit, pentru că dacă noi spunem la un moment dat ca un cetățean, uite, nu mai pot întoarce banii, banca aplică deja mecanismele, cum s-a spus. Se ia gaj, se iau din alte surse și mai departe. Domnule Medrigan, ancheta respectivă este una destul de interesantă. Cel puțin noi cunoaștem 2-3, aș îndrăzni să zic, actori sau persoane care au fost implicate. Unul este la răcoare, ceilalți fie că în arest la domiciliu, fie că sunt în calitate de bănuiți. De ce? Eu n-aș folosi expresia interesantă. Vă rog. Mai bine zis, tărăgânată și da, tărăită ca coada calului, cum se zice. Fiindcă 2 ani de zile, da, iată, suntem la sfârșitul lui decembrie 2016. Și cele mai mari tranzacții au fost la sfârșitul lunii noiembrie, dar ele au fost pe mai mult timp, nu au fost, astea cele mai mari tranzacții au fost, dar creditele neperformante care intră în această schemă, ele au fost începând cu 2013. Deci, în primul rând, trebuie să menționăm că prin această lege se acoperă mari furturi care au fost până la această tranzacție. Deci, după cum am menționat, când a venit Banca de Economie la Banca Națională, deja a zis, la noi este o problemă că n-au fost rambursate sau credite neperformante în jurul de 1,5 miliarde. Am întrebarea, dar ce costă 1,5 miliarde? Cine lucrează? Unde este dosarul Gacichevici de 4 ani de zile, este la prima instanță deja. Uitați-vă dosarul Caravita cu o viteză cosmică, da? În timp de jumătate de an și ancheta și deja 3 instanțe a trecut de deci când se vrea. Deci ea când a zis că se investigează interesant, nu interesant. Când se vrea. Acum zicem, bun, cine apasă pe buton ca să meargă mai repede sau mai încet? Deci cineva este, cred că, da? Și n-aș zice că nu mai este FMI. FMI are o activitate comercială, ei își scot banii lor, ei obțin profit. Da? Fiindcă așa e esența lor. Ei habar nu au, țara se prăbușește sau statul, ei să-și scoată banii lor. De ce nu exclud de că toți... externe, păi da, dar noi nu mai suntem un stat suveran, fiindcă este FMI-ul deasupra care noi ne rugăm și ne plângem. Dacă nu ne dă, la noi mâine tot se prăbușește. Fiindcă noi, cu părere de rău, nu putem câștiga ca să ne întreținem. Noi trăim în datorie. Noi trăim în datorie. Dar revenind la această problemă, ce am putea să facem? Deci, iată că demnitarii, inclusiv și în Parlament, încearcă să justifice că dacă noi nu adoptăm această lege, FMI nu ne dă de bani, iată ne-au mai dat niște granturi, iată ne-au mai dat niște credite și dacă noi nu o făceam, toate astea noi nu le primeam și dacă nu le primeam, era un colaps. Acum, eu cred că ar fi necesar de a crea un grup de specialiști. Iarăși să mergem, fiindcă avem CROL, avem... 3 comisii parlamentare care s-au expus. Dacă revenim la oportunitate, noi am vrea, nu numai specialiști străini, dar și ai noștri, păi cât de rezonabil era în această situație ca guvernul să dea astfel de garanții. Deci, iarăși, o concluzie ar trebui să fie că nu era nicio necesitate,
nu era nicio oportunitate nici pentru guvern, nici pentru țară. Și aceasta, de la bun început, a fost un început a unui scheme criminale. Noi, dacă să avem o astfel, da? Fiindcă, uitați-vă, parlamentarii trebuie să adopte legi în interesul cetățenilor. Și dacă cetățeanul, fiindcă sunt cazuri când și parlamentul încalcă legea, și noi considerăm că de data aceasta parlamentul a încălcat. Cetățenii, poporul poate să ceară parlamentul să-și revizuiască propria hotărâre sau mai bine zis adoptarea legii cu o analiză și o concluzie foarte clară, inclusiv de experți străini care ar invoca fiecare pas că a fost nu greșit, dar a fost criminal. Și noi știm că dacă este aceasta în rezultatul unei activități criminale, ea se anulează, ea trebuie să fie tot anulat, că e lege, că nu e lege. Este în detrimentul cetățeanului Republicii Moldova. Și dacă este pe cale criminală, se anulează, se stabilesc vinovații și se obligă, eu înțeleg că este foarte complicat, dar juridic trebuie să răspundă a cei care au furat. Și astăzi stau bine mersi și să uit așa pe televizor sau pe fereastră undeva când cineva face meeting, da? În fața guvernului. Este iută pe fereastră de la etajul 3 sau 4. Prin urmare, aceasta ar consolida poziția președintelui și eu cred că era mai bine să o facă, pe urmă să înainteze. Că iată, noi avem o concluzie foarte clară. Guvernul în momentul dat, prin această garanție de 9 miliarde, nu era nici o oportunitate, nici o necesitate cu încălcarea legii. Pasul 2, pasul 3, ăsta nu a verificat. Președintele nu a intervenit, Consiliul Suprem de Securitate nu a intervenit și așa mai departe, să-i numească pe fiecare. Da. Dar nu vi se pare straniu că ex-ministru care a semnat de fapt acest lucru, mă refer la Leancă, stă bine, mersi, Gaburici de asemenea? Eu nu cred că stă bine. Bun, Gaburici ca Gaburici. Da. Dar domnul Leancă, eu cred că la fiecare bătaie în ușă sau sunet pe telefon, nu exclud că tresară. Fiindcă aici nu trebuie, nu trebuie multe probe de a demonstra, chiar să admitem că undeva nu cunoștea până la urmă, că nu a fost el autorul, dar el trebuie să înțeleagă că este și așa o noțiune de negligență și el fiind, evident, cu consecințe destul de grave pentru cetățeni și pentru stat. Prin urmare, dacă noi tragem la răspundere un medic sau cineva care a făcut o semnătură și zice, cum domnule, dar păi semna, trebuie să duci răspunderea până la urmă. Păi un prim-ministru cu atât mai mult. Prin urmare, eu nu consider că domnul Leancă poate să se relaxeze. Pur și simplu își așteaptă până ce grațierea din partea cuiva și mai devreme sau mai târziu o să fie necesar de a numi fiecare familie sau nume care a participat la acest JAF. Domnule Ungureanu, vreau să revenim un pic la aspectul economic și vreau să vă întreb, dacă nu ar fi intervenit domnul Dodon în această problemă, în primăvara anului curent, ne-am putea aștepta sau ne-am fi putut aștepta la o creștere a inflației, la o devalorizare a monedei naționale? Este greu acum de găsit o legătură foarte strânsă între aceste două elemente. În mod sigur, situația economică nu ar fi fost una mai bună. Iată așa vom putea spune sigur. Că ea va fi una mai proastă, deja ne spun foarte multe elemente indirecte, pentru că pe parcursul acestor ani, guvernarea noastră, care, deci ultimii 6-7 ani, nu și-a pus nici de cum întrebarea de a relansa economic țara, de a face din economia Republicii Moldova o economie prosperă, o economie independentă, care să nu mai depindă atât de mult de împrumuturile externe. Ba dimpotrivă, vedem că an de an, cota acestei dependențe externe față de creditele, aici față ce vroiam să ajungem. Haideți să deschidem chiar parantezele, să vorbim despre datoria externă care este am putea lua, da, am putea lua în ghilimele de rigoare datorită și FMI-ului, este în creștere.
Păi să înțelegem foarte bine, Banca Națională a Republicii Moldova, precum și multe alte bănci naționale ale țărilor, da, sunt la momentul de față, de facto, nu de iure, poate pe viitor și de iure, dar de facto sunt filiale ale Fondului Monetar Internațional, pentru că sunt o serie întreagă de prevederi pentru care băncile naționale sunt obligate să facă cum li se spune din partea Fondului Monetar Internațional, nu cum li se spune de către guvernele naționale ale țărilor. Și Republica Moldova este una dintre țările care are performanțele cele mai mari în acest sens. Deci Banca Națională iarăși este un instrument ascultător în acest sens de către FMI. Sarcina principală care este acum în fața președintelui și în fața cetățenilor este de a relansa economic țara, nu doar de a discuta și de a vorbi că noi mergem nu știu unde și facem nu știu ce. Deci trebuie cu adevărat să facem anumite lucruri care să relanseze economic țara și creșterea aceasta a încrederii cetățenilor în economie, în țară, pentru că s-au produs niște lucruri foarte urâte în ultima vreme, când comenzile de sus din partea așa numitor parteneri de dezvoltare erau privite nu ca recomandări, ci erau privite ca legi, ca axiome care nu puteau fi combătute. Dacă vă aduceți aminte, erau situații când se certau conducerea Republicii Moldova și trebuia să vină cineva din exterior, dintre emisarii europeni, și nici nu călca în Moldova, ci doar pe teritoriul aeroportului întâlneau, discutau și deci dacă vrem ca să ne respecte, nu trebuie să ne purtăm ca niște babuini, că atunci în Babuinistan nu va intra nimeni din oamenii serioși și atunci nici de cum nu vom avea o economie puternică. Iată, din aceste considerente, noi trebuie să creștem în primul rând o iubire față de această țară și să înțelegem ce trebuie să facem mai departe și nu doar să rămânem la declarații, dacă cu adevărat să lucrăm poate și din greu, dar să relansăm, să facem o economie independentă. Ceea ce nu știu dacă este în stare conducerea actuală, pentru că nu și-a pus nici de cum această întrebare, ci arată ca performanță doar faptul că vom obține credite, vom obține iarăși bani care nu știu unde se vor duce. Trebuie să îi rambursăm. Da, domnul Medrian, vă rog. Păi dați să întrebăm o pasăre, poate să-și iei zborul dacă îi taie aripile. Noi suntem cu miliarde, acum ne-au tăiat aripile. Noi și așa nu prea zburam. Da? Sărem de colo-colo. Fiindcă uitați-vă, pe 2017 în bugetul de stat, investiții capitale, zero. Zero. Un stat poate să dezvolte fără investiții capitale? Imposibil. Relansare economică din cont la ce? Din contul robiei, la noi și așa robesc o mare parte din cetățeni, fie în țară, fie peste hotare, deci în niște condiții cu niște salarii mizerabile. Asta este un sort de robie. Cu 2-3 mii, păi cât mai trebuie noi încă să lucrăm? Noi trebuie să lucrăm de două ori mai mult pentru același salariu, da? Fiindcă, ca să întoarcem această robie. Prin urmare, consider că aceasta este o povară foarte mare asupra cetățenilor, dar eu nu exclud și o altă abordare. Vă rog, spre exemplu, spuneți. Iată, aveam Utaua Găgăuzia, care face defalcări în bugetul central, în bugetul de stat. Și a zis, domnilor, dar noi, de ce trebuie să transferăm vouă bani în bugetul de stat central, dacă noi n-am furat? De ce noi, în partea aceea, da? Și poate să mai apară administrații publice locale și așa mai departe. Eu fac ipotetic, așa numai da, vorbim ipotetic. Păi eu ca cetățean, de ce trebuie încă o părticică a venitului meu, da, din salariu și așa mai departe, să întorc pentru cineva care el este astăzi. Sunt oameni cu proprietăți și toate aceste întreprinderi, în afară de aceasta, uitați, unicul dosar care îl avem până ce este Caravita. Eu nu am o cifră. Iată, această persoană juridică, ea cât a întors din ceea ce a luat, din acele credite care le-a luat și le-a fituit, cum noi zicem, la stânga și la dreapta. Noi nu avem o cifră. Câți s-au întors dintre acei bani care i-au luat? Nu se știe nimic. De la toți acei actori care au participat, la câți au fost confiscate casele, automobilele. Iată, aici vroiam să ajung. Foarte mult se discută despre confiscarea averii. Există temei legal până la urmă pentru acest lucru? Încă o dată repet. Cum se face până la urmă? Trebuie să fie voință politică. Da. Uitați-vă acest circ cu domnul Filat. Da. Eu nu sunt avocatul domnului Filat, dar eu vroiam să ascult în acest proces. Ce spune Filat? Da? Ați văzut în ce mod a fost petrecut acest proces. Iată că au venit cu o sumă, cu o cifră de milioane furate.
Iată că după prima instanță a rămas altă sumă la Curtea de Apel în Deopște, a rămas aproape o sumă de nimic, da, din acele mari milioane care i-a imputat. Însă, da, care proprietate au fost confiscate de la domnul Filat? Aproape nimic, da? Au scos aceea, deci noi, pe de o parte, parcă ajustăm legislația națională la cea europeană, chiar câteodată că, da, această confiscare extensivă, care noi zicem, da, indiferent când el a obținut această proprietate, fiindcă înainte cadrul legal spunea că urmează să fie confiscată numai acea avere care a fost dovedită pe cale ilicită, deci în cadrul acestei infracțiuni. Acum zice, nu e necesar numai în cadrul acestei infracțiuni. Dacă el a prejudiciat, trebuie să restitui prejudiciul complet, indiferent de unde a luat, fiindcă nu întotdeauna are documente sau nu are. Deci asta era esența și noi vedem că în România în unele cazuri se aplică. Prin urmare și în aceasta noi vedem că nu este voință ca fiecare care pune semnătură, da? Și astăzi mai pun unii semnăturile la primărie, pun semnături, da? În instanțele de judecată, judecătorii pun semnături pe hotărâri, ca să știe fiecare pentru semnătură, trebuie să răspunzi până la urmă. Domnule Ungureanu, vă rog, atunci când discutăm despre miliardul furat, chiar țin cu tot din adinsul să vă întreb, există vreo legătură sau o interdependență până la urmă cu acest termen pe care îl utilizăm în limbajul nostru și a fost discutat în societate? Este vorba de amnistie fiscală? Cum se vede din prisma unui expert? Păi aici s-a încercat a face iarăși încă o crimă la adresa poporului, altfel nu pot să-i spun, prin care o bună parte din acele averi care au fugit prin diferite căi, prin diferite mijloace, au fost trecute în economia tenebră, acum se încearcă a se face, unii din ei probabil vor să se întoarcă în Republica Moldova, deci nu ne facem iluzia, v-a spus și speakerul Candu, cum că toți vor veni și va fi foarte bine dacă vom avea toți banii ăștia înapoi, fie că... Deci asta este o iluzie. Doar o mică parte din ei se vor întoarce și se vor întoarce doar acei care vor vrea ca să apuce anumite zone importante din economia țării, anumite ramuri strategice prin mijloace foarte ușoare, prin a da acele 2% și a scăpa de acest. Deci această amnistie fiscală care se declară și care este criticată foarte mult, nu doar pe plan național, pe plan internațional, și care iarăși este făcută în grabă. Parlamentul, dacă să vă uitați foarte repede, în timp de câteva zile a trecut-o în prima lectură, cu toate că au fost foarte multe subiecte de discuții și dispută la acele așa numitele dezbateri publice, care nu au fost făcute deloc transparent, au fost făcute doar cu oamenii lor, dar și acolo au venit oameni care au spus că nu este bine. Deci trebuie să înțelegem foarte bine că cifrele, este o matematică foarte concretă și dacă ne revenim la cifre aici, când se spune despre miliardul care a furat și care l-au pus pe umerii cetățenilor, iată acum Pavel Filip, premierul, a spus că uitați, am primit 5 miliarde dincolo, 10 milioane dincolo, deci milioane vorbesc, da. Deci de la ăia, dar în sumă totală, am văzut chiar declarația premierului când a semnat această lege la 3 octombrie, nu se ridica mai sus de 178 de milioane. Deci dacă să luăm pierd total, pierd toți anii care a spus premierul sau i s-a spus cândva că vor veni. Încă aceștia iarăși sub semnul întrebări. Dar trebuie să înțelegem un lucru. Fiecare tranșă care o dă Fondul Monetar, Banca Mondială, ea o dă cu anumite condiții. Și fiecare din condiționalitatea asta ulterioară va pune iarăși sarcini adiționale pe popor. Va pune anumite reforme, spre exemplu vânzarea terenurilor, privatizarea căilor ferate sau rețelelor electrice și foarte, foarte multe alte condiții sau votarea cum trebuie la anumite asamblee internaționale. Deci, din punct de vedere economic, noi iarăși suntem în pierdere, pentru că practic de 5-6 ori mai mult noi trebuie să întoarcem decât ni se va da. Eu vreau tot la aceasta. Spune, deci, nu este neapărat legat cu furtul miliardului. Da. Uitați-vă, noi avem niște paradoxuri care noi nu le putem explica. Deci, o economie care este în declin, în fiecare an se majorează numărul milionarilor în Moldova. Cum se explică? Ăștia milionari ce? Deschid întreprinderi mari, uzini, fabrici. De unde vin acești milioane și milioane că se măresc numărul milionarilor? În toată Europa a scăzut dramatic vânzarea automobilelor, inclusiv noi. În Moldova, nici pe departe. Noi mergem înainte la Europa cu vinderea, uitați-vă, pe toate mărcile. Noi mergem, da, cu automobile noi, în saloane, nu mai zic de cele vechi care, da. Eu zic o statistică cu automobilele noi.
Păi se întreabă, dar de unde bani? De unde bani? Că oamenii trăiesc, unii habar n-au, uitați-vă, sâmbătă, duminică, totul e plin nunți, care nici în Los Angeles, cred că nu mai fac așa nunți cum fac în Moldova. Deci, este o categorie de persoane care au bani mulți, furați, o mare parte furați. Și amnistia fiscală vine să-i protejeze? Și iată că se pune întrebarea, păi cum ceva noi să-i legalizăm, cumva, ca să nu ne mai facă tâlhari, ca să nu mai vină cineva să întrebe de unde ai luat. Eu îi dau hârtia odată și gata, el mai mult nu se mai apropie. Deci se caută așa un truc ca cumva să legalizeze ăsta furat ani de zile în diferite funcții care au fost, mai ales demnitare de stat. Și iată, se gândesc mulți, noi avem automobile, avem mașini, avem conturi bancare inclusiv, păi cum cumva noi să le legalizăm ca noi să fim așa curăței și să nimeni din conducerile viitoare să nu mai aibă curajul să ne întrebe de unde am luat. De unde am luat? Iată, eu odată am declarat, gata, eu, fiindcă referitor la amnistie au mai fost. Și pe timpul comuniștilor, dacă țineți minte, când Partidul Comuniștilor a lansat și gândeau că iată, o să vină, și mulți nu au venit. Cu toate că cineva a încercat azi, într-un an, 2-3 milioane, alt an, 2-3 milioane, dar problema este că iată și în unele state europene se încearcă mai minuțios această luptă cu invaziunea fiscală. Mai drastic devine povara impozitară pe bunurile imobile și așa mai departe. Deci, iată, cineva ar venea să vină înapoi în Moldova, de acolo și acolo, dar cum să vină? Cum să legifereze acele bunuri, acele proprietăți care le are undeva, să vină în Moldova, că aici este mai liniștit. La noi, în comparație cu alte state europene, la noi este ca în rai. Ca în rai. La noi pe unii nu-i ating. Da, poate să nu lucreze ani de zile, are proprietăți, are firme, lucrează la funcții de stat și business-uri are. În același timp, uitați-vă, procurori, judecători, funcționari publici au business-uri paralel. Prin urmare, aceasta și este o măsură pentru această legalizare. Domnule Ungureanu, foarte scurt, mai avem câteva secunde la dispoziție. Bănuiesc că ați fost întrebat și nu o singură dată și poate anticipez întrebarea telespectatorilor noștri. Spuneți-ne, vă rog, la ora actuală am putea sta bine liniștiți că nu se mai fură? Nu ne vom mai noi întâlni, nu știu, peste ceva timp să vorbim despre faptul că s-a mai furat un miliard sau două, nu mai știu. În niciun caz, nu? Mecanismul de furt nu a fost funcționează. Elucidat, nu a fost demontat. Deci de aceea și se fac acum aceste scamatorii cu legalizarea și cu spălarea acestor bani, pentru că ca să poată să nu stai această posibilitate pe viitor. Și noi nu am scos acest mecanism totalmente la lumină ca să vedem cum s-a făcut sau cel puțin nu am arestat pe toți cei care au făcut și precedentul acesta va mai fi repetat. Domnule Ungureanu, domnule Medrigan, cu părere de rău, timpul acordat pentru această emisiune s-a scurs. Ne mai întâlnim și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de Accent TV, rămâneți cu ochii pe noi.